Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Vom vorbi despre caracteristicile frumoasei actrițe Slater Colu, pe care o urmărești cu dragoste, care îmbină personajul lui Seher cu propria ei viață, personajul interesant care nu-i place în Seher, emoțiile pe care le trăiește pe platourile de filmare, actori pe care ea ce urmează și multe alte caracteristici despre care nu știm încă. Nu uitați să dați like videoclipului și să vă abonați la canal pentru a continua astfel de videoclipuri de cercetare. În primul rând, să începem cu modul în care atmosfera decorului a afectat-o pe frumoasa noastră fată. Doamna Sila nu a experimentat atmosfera frumoasă pe care a trăit-o pe platourile de filmare în viața ei privată. Pentru că este foarte incitant pentru el să câștige experiențe noi și să stimuleze emoții. Și încă din copilărie a visat să cunoască oameni noi și să câștige experiențe. Seria Emanet a fost începutul visului său. Toți cei care joacă în serie concurează între ei pentru a face o treabă mai bună. De aceea a apărut un serial de calitate pe care îl urmărim fără să pierdem un minut. Visele tuturor celor care joacă în serial sunt comune. Slater Colu se consideră cea mai fericită persoană din lume, deoarece primește un produs minunat atunci când întâlnește oameni cu vise obișnuite. Deci, ce nu-i place frumoasei actrițe în personajul lui Seher, pe care a adus-o la viață? De fapt, Seher și Sila sunt similare în multe privințe. De exemplu, potrivit doamnei Sila, Seher este o fată foarte fermecătoare care nu are mari defecte în comportamentul ei dur și neclintit, afecțiunea și dragostea nesfârșită pentru orice, oameni, animale și plante. Singurul lucru pe care îl poate spune de vină este că uneori tăce, alteori vorbește cu prețul vieții. Doamna Sila încearcă să urmărească diferite seriale, dar nu poate avea succesul pe care și l-ar dori din cauza programului încărcat, evită să înceapă pentru că nu poate menține continuitatea serialului. Ne puteți împărtăși opiniile dvs. În secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!